Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Astăzi vom vorbi despre Festivalul Spiritelor Înalte. Doriți? Este vremea festivalurilor, festivalul inimilor, festivalul florilor, festivalul, nu al narciselor, pentru că le rupeți și vă detest dacă faceți asta, festivalul comediei. Dar mai ales festivalul nebunilor de aproape 30 de ani și noi stăm cu gurile căscate. E, tocmai de aceea, într-o reacție adversă față de vremurile pe care le suportăm, astăzi vom vorbi despre un festival frumos al spiritelor înalte. E, cea de-a șaptea ediție a festivalului de muzică și carte, cred că așa se numește, nu e pentru, Festivalul de muzică și carte, care se va desfășura unde, în altă parte, pe acesta la Greieri, să se desfășoare în Piața Sfatului. Nu Berar, nu alte... S-a adus adjectivul, l-am înghițit. Festivalul de carte și de muzică, da, pentru că este onorant, pentru că ne luminează, pentru că ne face bine. Este realizat cu suportul municipalității și organizator, cine putea să fie, Libris. De aceea, invitata mea de astăzi este Dana Anghelescu, director Libris Editorial. Îți mulțumesc frumos, Dana, pentru că ai acceptat invitația mea. Să mă ierți pentru introducere, dar așa mi-a venit, e vremea festivalurilor, care mai de care mai demente. Sunt unele și frumoase, cele de folclor, cele de teatru, cele de muzică, cele de carte și muzică. În intervalul 12-15 iulie, în Piața Sfatului, și vom fi mai buni și mai frumoși, nu-i așa? Vin cu o mulțumire. În primul rând pentru că ai acceptat invitația mea, pe de o parte, și pe de altă parte ție și colegilor, pentru că nu îndrăznesc să spun șefilor, așa, și tuturor colegilor, mulțumiri pentru eforturile pe care le faceți și pentru desfășurarea acestui eveniment, dincolo de atâtea numeroase altele. Cum va fi anul acesta? Noi sperăm că va fi minunat, pentru că am pregătit o ediție specială. Evident că suntem sub egida centenarului Marii Uniri. Am și atunci, observat. Prima zi a festivalului, ziua de joi, 12 iulie, practic o dedicăm acestei mari, cum să-i spunem noi, simțiri, acestui imbold pe care ar trebui să îl simțim cu toții când vorbim despre România și despre sufletul românesc. Prezumtiv, da. Ar trebui... Eu sunt convinsă că toți iubitorii de carte și muzică care vor veni în Piața Sfatului sunt români adevărați și vor simți cu toții toată această energie bună care va veni odată cu evenimentele pe care noi le pregătim pentru ei. Am dedicat această zi de joi centenarului Marii Uniri și vom avea o serie de lansări de carte, în special de profil istoric. Apoi continuăm sau încheiem seara într-un mod foarte frumos cu un spectacol extraordinar numit România 100, Suflet Românesc, cu actrița Claudia Motia, Liviu Pancu și Dana Pancu. Apoi lansarea DVD-ului Iubire Seculară de Român în regia lui Alecu Croitoru, iarăși o reîntregire, dacă vrei, a patrimoniului cultural și istoric pe care noi, cei de la Libris, îl promovăm și îl susținem îndeaproape. Am o rugăminte, te întrerup puțin, cum o fi aceea Iubire de Român, ce frumos sună. Vă invităm să vedeți cum este acest minunat DVD și spectacolul care îl precede. Da. Noi ne-am gândit să oferim publicului brașovean și numai, pentru că știm că Piața Sfatului este plină de turiști în acest sezon estival, momente inedite, momente de cultură adevărată, momente de simțire adevărată, tocmai pentru că nu ne dorim ca aceste manifestări dedicate centenarului să fie... de umplutură, de fațadă. Ele sunt chiar foarte importante,
Și de aceea vă invităm pe toți să veniți în Piața Sfatului, să vă bucurați atât de producțiile editoriale care slujesc acest mare eveniment, dar mai ales de aceste spectacole și de filmele istorice. Celelalte trei zile sunt, așa cum v-ați obișnuit, pline de evenimente diverse, de la lansări de carte, muzică, vernisaje de expoziții, de fotografie și până la spectacolele de muzică de toate genurile, de folk, pop-rock și încheiem, așa cum bine știți, cu un regal de muzică folclorică autentică, unde vom avea invitați de marcă. Și spunem noi că tot acest program este pe sufletul tuturor brașovenilor, de la mic la mare, astfel se vor putea bucura în cele patru zile de foarte multe evenimente. Agenda de evenimente este mai bogată ca niciodată, spunem noi. După cum ai observat, evenimentele se succed din jumătate în jumătate de oră și spunem noi că am reușit să închegăm un program foarte atractiv și ofertant pentru toți cei care vor veni în Piața Sfatului pe durata celor patru zile cât durează festivalul. Iată aici una dintre cărțile care vor fi lansate. Aceasta este, da? Da. Nihil Obstat, Elemente pentru o teorie a națiunii și a naționalismului. Ne-am obișnuit să ne punem toată haznaua pe freză, fie că e mai deasă sau mai rară, și să fii naționalist. Păi suntem europeni, suntem ai planetei. Mă, nu-ți cunoști rădăcinile și nu ți le respecti mai ales. Nu existi. Ești un nimic. Da, deci una dintre aceste cărți arată așa, este ce editură? Libri. Colecția Istoria, iată și autorul, așa, ia să-l așezăm aici, să-l vadă. Să-l este vadă o mare bucurie că domnul Dan Lugaciu a acceptat da, să da, publicăm da, această carte. Da, da, e o mare valoare. Ia uitați, ca să-l puteți localiza, îl vedeți la televizor, îl mai cheamă unii și alții și adresează întrebări, omul răspunde ce știe el, așa cu minte și... Da, ce cărți mai avem aici? Vasile Oltean, Junii din șcheii Brașovului. Iată, Florian, să te rog frumos. Arată mult mai bine cartea preotului profesor Vasile Oltean decât mutra mea. Da, ce mai avem? Duminica Mare, Doru Munteanu. E da. Prietenul nostru, îndrăznesc să spun, scriitorul... Doru Munteanu, vreți să-l revedeți? Ia uite, aici era un pic mai tânăr, acum e fix copt, așa cum se cuvine, da? Așa, ca să... Dom'le, fără laptop nu mai facem nimic în zilele noastre. Și acum trecem la genuri mai Cenușa mai Lumii, da. Iulian Băzărea, ia uite, copertă de carte aici, Cenușa Lumii, foarte inspirată. Ce așa cum spuneam, oferta este foarte variată. Sunt peste 35 de titluri pe care le vom lansa. Minunat. La festival. Cimitirul Eroilor, Adrian Lesenciuc. Da, e și dascăl, e și aviator, este profesor în cadrul Academiei de Aviație Henri Coandă, președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Brașov. Și un bun camarad și celelalte le înțelegeți dumneavoastră. Cosmin Neidoni, Viața la 40 de ani. Mă grăbeam să citesc Viața de la 40 de ani. E foarte frumoasă, de la 40 de ani, e senzațională, să mă credeți. Care nu ați ajuns, așteptați cu emoție și cu speranță. Raimond Clarinal, va veni direct de la Paris. El este Logodnica Neagră, redactor șef la Curier Internațional, un alt partener internațional al Festivalului de Carte și Muzică. Bun. Ce mult te-am iubit, Cezar Pârlog. Ce mult te voi iubi, poate că apare și un alt volum, o continuare care să acorde oarește speranță.
Muguri de poezie. De Veronica Cosma. Ia, așa. O carte foarte drăguță pentru copii, pentru că noi diminețile de sâmbătă și duminică avem o serie de activități destinate copiilor, iar Veronica va veni alături de fetița ei să le citească copiilor poezii. Așa arată, da, hai, mai dă o dată, te rog. Uite, autoarea cu fetița superbă, ei. Da. Și să vedem ce ne spune pe pagină, pe, pardon, vă rog să mă iertați, am greșit, nu mai fac pe coperta a patra. Înaltă, înalță-ți, asta cu diacriticele, una da, una ba, ca oile lupă cală. Înalță-ți fruntea spre soare, copile, ascultă vântul ce-ți mângâie fața, întinde aripile în zbor și curgi peste lanuri cu muguri de viață. Și lasă lumina în trup să-ți pătrundă prin ramuri cu frunze boboci. Păstrează-o în tine, în trunchi, rădăcina, apoi răsfiră-o din muguri de flori. Fii însuți mugure de lumină ce se revarsă încet printre nori. Și așa adăuga eu, dacă te înalți printre nori, dai lumină. Doar câteva din, din... Am primit și eu, trebuie să mă dau mare, Hanul Păcătoșilor, Octav Bozântan. Așa arată. Florită, o să ne mai ajuți. Durut, durut titlul și durut conținutul. Ci Dan Dungaciu încă o dată, așa ca să... pentru ca să ne bucurăm. Da, este una dintre valorile României acest domn profesor. Cam atât deocamdată. Pe celelalte le veți vedea la târg. Minunat. Băi, ce-mi place coperta, ce mult te-am iubit. Hai să o mai arătăm o dată. Sugestivă. Eu înțeleg ce vreau. Da, eu, este o colecție de mini-povestioare, dacă putem numi așa. Nu e un gen, cred că va crea chiar un gen aparte. Scrisă de Cezar Părlog. Despre experiențele iubirii până la urmă. Foarte... cele mai înălțătoare. Exact. Nu? Și era cu, fai de capul meu, am iubit. Păi cum adică? Ai iubit, nu mai iubești? Asta e, trece, se întâmplă. Din cauza ta, din cauza ei, din cauza lui, din cauza noastră, se întâmplă să... pe care să o lăs? Hai să lăsăm Cimitirul Eroilor, care au mustață foarte faină și conținutul este, am citit-o, merită. Adrian Lesenciuc, o lăsăm acolo și acestea sunt ale mele, le-am plinit, mulțumesc frumos, bă, dar poți să zice de carte, de paharul cu apă și de cuvântul scris, se spune bă, dar proste. Îmi notasem undeva, pentru că am îmbătrânit și nu mai, nu mai rețin întru totul și ar fi păcat. Ce zicea domnul Miron Costin acum 1100 de ani? Dacă eu am 1000 de ani, vă dați seama. Nu este alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cititul cărților. Voilà. Da? Așa este. De folos zăbavă. Acum stăm așa. Uite așa. Ați văzut ce e pe Facebook? Ce e în mediul online? Am întâlnit persoane care se socotesc personalități, Dana. Mi s-a făcut rău. Mi se ridică, cum se cheamă, nu stomacul, pentru că stomacul stă la locul lui. În fine, am un lapsus acum. Diafragma. Diafragma. Mi se ridică și mă năduș când văd ce e acolo. Au înnebunit oamenii pe subiecte politice, se bălăcăresc într-un hal. Ai văzut cu certitudine? Da. Ai văzut. Mă, să vă fie rușine. De ce să vă fie rușine? Pentru că și unii și ceilalți sunteți la fel de ridicol. Dom'le, un limbaj, unii ceartă pe ceilalți, nu se pune mâna pe o carte de folos zăbavă cititul cărților. Hai să ne întoarcem la ceea ce va fi imediat, peste doar câteva zile, festivalul de muzică, de carte și de muzică, ediția a șaptea. Uf, cu truda nobilă,
colectivului Libris, pe care cunoașteți, e mai prezentă. Dacă aș avea un platou, cum spun unii dintre colegii mei de la București, stau înghesuiți în câte un cotesc, invitat în platou este XXXXX, ia e un coteț acolo, un studio, e studio de televiziune. Dacă aș avea spațiu, aș invita odată pe toți, dar pe rând, nu? Bun, mă uitasem pe program și am văzut așa, pentru doritori, Tudor Chirilă, Nicu Alifantis, Ducu Berzi, Silvan Stâncel, Claudia Motea, Dana și Liviu Pancu și mulți alții, nu? Se încheie cu seara de folclor. Da. Nu chiar cu seara, este o după amiază, să spunem, după pentru amiază. Că programul va începe undeva la ora 12. Noi așa ne-am obișnuit publicul. Și credem, simțim că așa este firesc să ai un program variat. Tocmai de aceea mi-ai ridicat oarecum mingea la fileu, pornind de la tot ce se întâmplă în mediul online și numai, spunem noi că noi oferim o alternativă. O alternativă viabilă, o alternativă plină de esență, de valoare, pe care am dorit ca toții să o îmbrățișeze și să iasă în oraș și să ne viziteze festivalul. Aveți peste 40 de standuri de carte cu cele mai reprezentative edituri din țară și din străinătate care vin la Brașov, special pentru acest târg, care este un reper în cadrul târgurilor de profil din România. Și de aceea noi ne străduim, ne facem datoria. De multe ori Brașovul este acuzat că nu oferă prea multe evenimente culturale, că nu avem o ofertă culturală bogată, dar noi ținem să-i contrazicem. Noi organizăm aceste două manifestări mari pe an, în luna martie și în luna iulie. În fiecare săptămână avem cel puțin 2-3 manifestări culturale la librăria Ștefan Octavian Iosif. Important este să avem public. Ne dorim ca publicul să iasă și să se bucure de toate aceste lansări de carte, de muzică, vernisaje, spectacole, recitaluri de muzică și poezie. Este foarte important să avem acest concurs al publicului brașovean. Pentru că, până la urmă, toate eforturile noastre, așa cum spuneai și tu, suntem aproape 100 de oameni în echipa Libris, sunt pentru ei. Aceasta este satisfacția noastră. Când vedem piața sfatului plină de mii de oameni, așa cum se și întâmplă de altfel la recitalurile de seară, care vin să se bucure de ceea ce noi aducem în întâmpinarea lor. Este un efort susținut pe care noi îl facem de ani de zile. Deja aceste târguri au tradiție. Noi nu ne dorim să reinventăm roata, ci ne dorim ca de fiecare dată să ne autodepășim de la o ediție la aceasta, de la o ediție la alta, și mai ales în limitele unui buget pe care îl avem, pentru că noi dispunem de un buget pe care îl primim de la Municipalitatea Brașovului, dar și de la librăria online Libris.ro. Și atunci noi facem lucruri foarte, spun eu, spectaculoase, frumoase, pentru a bucura sufletele brașovenilor. Și tot ceea ce facem este ca aceste întâlniri să fie memorabile. Nu de multe ori ni s-a spus că cu lacrimi în ochi de către fanii, știu eu, interpreților pe care i-au văzut sau de autorilor pe care i-au îmbrățișat, că au fost momente poate care le-au schimbat viața, aceste întâlniri. Tu știi foarte bine, de atâția ani ești alături și îți mulțumim din tot sufletul, ce energie bună se degajă în cadrul acestor festivaluri. Lumea vine cu inima deschisă, să se bucure de Brașov, care este un oraș minunat. Sperăm să avem și vreme bună. Spune-o, sunt toate premisele. Va fi, aranjăm cu rușii. Tu, nebunii lumea. O, s-a trezit unul să spună că a venit ploaia din cauza rușilor, au trimis-o de la ei, de la campionatul mondial. Dom'le, să mai fim și sănătoși la cap. Plouă, că asta e și s-a mai întâmplat. Uite, am deschis o carte pentru ca să vă aici să vă demonstrez cine sunt eu să fac asta. Să vă arăt că, într-adevăr, fiecare carte are valoarea ei. Ia uitați-vă, Cosmin Neidoni, Viața la 40 de ani. Asta mi-a intrat sub mână, eu am trecut de 100 de ani de vârsta aceasta și am deschis-o absolut la întâmplare. Ca să vezi ce frumos sună, am îngăduit. Zice așa, despre farmecul imperfecțiunilor, dar e de, paranteză, spre. E cu ghidușii aici. Dați-mi voie, măcar prima, să vedeți ce bine sună. Măcar prima propoziție. Hai să zicem prima frază, că e un punct aici. Există,
așa sunt înclinat să cred, un farmec al imperfecțiunilor, un miraj nedefinit al stângăciei umane. Ce frumos! Stângăciile, ca și timiditatea, au un farmec discret prin surprizele pe care le provoacă, prin panica naivă pe care o răspândesc uneori. Desigur, dacă se manifestă în limite rezonabile, continuați lectura, vă rog frumos. Nu e așa că e incitant? Nu e așa că sună bine? Sunt gazdă și trebuie să duc și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sunteți gazdele noastre, eu sunt gazdele Danei Anghelescu, prin urmare nu mi pot îngădui să continui lectura, dar o voi continua. Vai, n-aveți idee ce frumos scrie omul ăsta. Închid, gata. Nu e așa că e senzațional. Pe una pe o carte și uiți de tine și de ce vreți să uitați de vremuri. Vremurile suntem noi, niște papagali. Da, nu stric ediția. Tac, nu vorbesc despre bizon. Vorbim despre... Ia să vedem cine spune Flori, cât mai avem, să știm cum ne organizăm. Când au fost 35 de minute? Atunci. Mai avem precis o jumătate de oră, așa încât facem ce vrem noi. Am rugămintea călduroasă, pentru că știi că aici nu se prepară absolut nimic. Tocmai de aceea sunt fascinante edițiile, nu? Dumneavoastră îmi spuneți, eu vă cred. Vă mulțumesc. Una dintre amintirile pe care le porți, Flori, nu mai bat în, nu mai lovesc la valiera, pe care le porți aici în inima ta, sunt unele amintiri pe care nu le putem uita. Așa, de la unul din evenimente, fie că a fost târg de carte sau festival de muzică și carte, așa, o întâmplare, cu un autor, cu un cititor, cu... Sunt atât de multe, dacă ar fi să aleg... Așa. Îți dai seama, sunt 15 ani de când facem târgul. Mulți înainte, Doamne ajută! Mulțumim la fel și încă 7 ediții de festival. Cred că un moment absolut emoționant a fost când, știi, noi stăm cumva în spatele, în culise, să spunem așa, și vedem marea de oameni din fața noastră. Când era un recital tot de-a lui Nicu Alifantis, care, iată, vine și de data aceasta în fața noastră, dar vine cu... o carte și un CD dedicate centenarului, deci iată până și să zicem un artist care îl asociem cu muzica folk, el vine acum cu un produs special pentru centenar și era în fața noastră, să zicem, după aprecierile celor de la jandarmerie pe care am întrebat, cam 4.000 de oameni au fost atunci în Piața Sfatului. Este un sentiment copleșitor că și tu ca individ ai fost o mică verigă din acest mare eveniment care se întâmplă și când vezi oamenii de fericiți, plângând, cântând, totul la unison, este fascinant. Deci toate aceste amintiri se leagă de spectacolele care s-au organizat în Piața Sfatului sau chiar și pe scena târgului de carte și muzică. Pe noi ne-au îmbogățit toate aceste întâlniri. Am învățat de la fiecare invitat foarte multe lucruri și, în primul rând, toți ne dau ne-au imprimat acest optimism și această dorință de a merge mereu mai departe, indiferent de greutăți, pentru că nu este ușor să organizezi două evenimente atât de mari. Întotdeauna ecourile au fost pozitive, dar noi știm câtă muncă și cât efort a fost în spate și... De asta sunt foarte fericită că fac parte dintr-o echipă unită, unde toți oamenii colaborăm, ne susținem unii pe alții și este minunat când lucrurile vin așa din inspirație, din pasiune și din dăruire. Așa vă trebuie să depuneți efort, pentru care noi vă mulțumim frumos, cu o reverență. Eu vreau să vă spun dumneavoastră așa, știu precis, că nu numai din Brașov vin, nu numai editurile din țară și de afară și autori și așa mai departe. Sunt români care sunt plecați din țară, unii de peste 40 de ani, unii de 30 de ani, care urmăresc acest festival. N-ar fi păcat ca noi brașovenii să lipsim. Da, cu emoție. Cunosc eu persoane, nu le voi numi acum pentru că nu am îngăduința,
Oameni, oameni, oameni. Păi dacă urmăresc așa ceva și nu se ceartă pe Facebook, băi! Tu ăla cu Dragnea ești un dobitoc. Băi, tu ăla cu Ludovicul Orban, tu ești o capră, etc., etc. Niște doamne. Ah, dacă le vezi, zici, aoleu, trebuie să mă țin un pic mai la o parte ca asta. E. Și când vezi ce limbaj are și... Oameni buni, calmați-vă. Încă o dată vă spun și știu ce vă spun. Sunteți ridicoli, toți. De ce? Pentru că toți pe care unii sau alții îi apărați, toți sunt niște infractori internaționali și impotenți din punct de vedere politic. Punct. Gata, ne întoarcem la... Nu mai suport. Nu mai suport. Dom'le, o fi, cum să spune, mediul online la dispoziția oricui, dar manifestați-vă mai civilizat, oameni buni. Că nu se poate. Cartea. Cea mai de folos, zăbavă. Da, ne întoarcem la, să sperăm, adică nu sperăm, că aranjăm. V-am spus, aranjăm cu rușii, îl rugăm pe Nea Putin, băi, Nea Putin, arunca aici vreo două, era să zic vreo două, trei rachete, da, și alea se cheamă tot rachete antigrindină, așa, și nu va ploua, cu certitudine, nu va. Și dacă va ploua, ce? Se găsesc pelerine. Imagini, mi-au rămas câteva imagini de la târguri, mie îmi place să stau ceva mai la o parte, nu sunt frustrată, ce să mă, o spun și pe asta. Nu mă bag acolo în față să arăt. Sunt unii care vin pe acolo ca și la operă doar să, pentru ca să fie văzuți. Este? Important e că vin. I-am creat disconfortivitate și nu se face treaba. Vă spun eu. Da, merită și așa. Veniți acolo ca să fiți văzuți, pentru ca să fiți văzuți. Așa, ca la operă, ca la teatru, ca la circ. Dar nu la circ, nu. Circul Laș de Sfința. Să facem circul de astea, vietăți bipede, nu patrupede, săracele, nu știu ce avem cu ele. Da, ei, mi-amintesc de la unele dintre edițiile anterioare, am văzut niște, aș putea să spun, niște imagini decupate dintr-o carte, dintr-un film. Și acum revăd, era o fetiță undeva în jurul vârstei de 5 anișori și mama cumpărase cărți, dar era acolo la stand și le-a înșirat, erau vreo 3 sau 4, le-a înșirat pe paviment și sigur nu știa să citească, dar se bucura uitându-se la coperte și știa, se vedea în ce mediu trăiește. Știa că se citește și mima și ea ca... Știi cum fac, ai tăi cum fac. Ai doi pui să trăiască. Da, mulțumesc că este. Adică zi. Aveți că sunteți doi. Da. Sunt coproducție. Să zicem că ediția acesta festivalului are o semnătate specială pentru că debutează exact în ziua fiului meu. Așa că sunt cu atât mai fericită, dar la mulți și un pic, ani da, că trebuie să stau ușor departe de el în acea zi. Noi suntem, după cum știi, promotorii unei campanii foarte frumoase care se cheamă Respect Yourself, oferă-ți timp pentru lectură. Așa. Și încurajăm lectura de la vârstele cele mai fragede. Atât noi ca promotori, dar ni s-au alăturat persoane foarte importante, de la Tudor Chirilă, pe care l-ai pomenit că vine în recital în ziua de sâmbătă. Nu face politică. Și chiar și pe tine te invităm să te alături acolo, alături de cadouri. Este un tricou cu campania Respect Yourself, pentru că știu că ție-ți plac mesajele și tot ce ține de această motivație de a... O secundă numai, Florian, am rugămintea să curgă imaginile, cele puține pe care le avem, să vadă telespectatorii noștri festival. Afișuri și imaginile de anul trecut, festival. Nu sunt de anul acesta, că doar noi nu călătorim în viitor încă. Și încurajăm lectura de la vârstele cele mai fragede, după cum știi, în cadrul librăriei Ștefan Octavian Iosif, am acel salon dedicat copiilor, da, și noi întotdeauna am invitat copiii să pună mâna pe cărți, să le răsfoiască, pentru că în România am sesizat că părinții au această tendință de a opri copilul, să nu strice, să nu deteriorește, spune, nu, lăsați-i să pună mâna pe carte, să o simtă, să se familiarizeze cu ele de la cele mai mici vârste, pentru că nu putem avea pretenții să citească adolescenți fiind dacă nu au ținut cărțile în mâini de mici.
Și de aceea mă bucur că avem și aceste evenimente special dedicate copiilor, sâmbătă dimineața și duminica dimineața, unde părinții pot, sunt invitați să vină alături de cei mici. Vom avea și ateliere creative, în care doamne foarte talentate vor îndruma pe cei mici să realizeze lucruri pe care apoi le pot dărui celor dragi. În cadrul editurii am susținut acest tronson de cărți pentru copii. Este de altfel la nivel național, să zicem, ocupă locuri fruntașe în vânzările de carte, cărțile dedicate copiilor și mă bucură că există acest trend. Noi sperăm că îi vom vedea pe cei mici care vor veni cu părinți, cu bunici în Piața Sfatului la festival, să ne bucurăm cu toții de ceea ce echipa Libris a pregătit pentru toți brașovenii și toți turiștii aflați în vizită. Spuneai de românii care vin la Brașov, așa este. Avem oameni care ne vizitează an de an și pleacă cu geamantane întregi de cărți de la noi și ne bucură acest lucru. De altfel, ei sunt la curent cu ceea ce se întâmplă prin intermediul partenerilor mass media pe care îi avem și care transmit și dincolo de granițele țării ecourile manifestării de la Brașov. Și mă bucur că întotdeauna oamenii aceștia din Occident și nu numai vin cu o viziune nouă, vin cu o inspirație pentru noi și cu un imbold de a continua drumul nostru. Nu căutam altceva aici, vă mărturisesc și dumneavoastră, mă tot uitam și nu găsesc, dar cei care o cunoașteți, îi cunoașteți și copiii. Vrem să vă arăt copiii, pe fiul și fiica familia Anghelescu. E, pentru că am rostit numele Anghelescu, încă o dată, n-am uitat și nu voi uita niciodată, l-am lezat pe domnul Mihu Anghelescu odată, chiar la finalul unui târg de carte eram, nu? Ne întâlniserăm la o cină și am spus ceva despre ingineri, nu rău. Am făcut o comparație, vorbeam despre oamenii de litere și am zis, domnule, doar nu inginer. Și domnul inginer Mihu Anghelescu a avut o reacție pe măsură, nu-i așa? I-am prezentat scuze, am spus că respect inginerii și în anii 90, când se arunca cu bolovanii în ei, eu i-am apărat. De ce? Pentru că fără inginer nimic. Uite, nici camera video, nici măcar eu nu aș fi îmbrăcată, n-aș fi chiar dezbrăcată, dar și așa mai departe. Da, noi, bine, există această... să zicem, m-am exprimat eu corect prejudecată, atunci. Da, că inginerul nu s-ar exprima... Uite, l-am găsit. Dar eu am întâlnit niște oameni extraordinari în Brașov și pentru că suntem, nu, ne-am născut, sunt toți copiii de ingineri până la urmă care au lucrat în uzinele brașovene și chiar am asistat la niște dezbateri, niște schimburi de idei extraordinar formulate și niște discursuri impecabile, așa că eu am toată stima pentru orice profesionist, atâta vreme cât își face treaba. Corect, corect. Am găsit o fotografie, îți voi face o surpriză. Mulțumesc. Acum o voi trimite colegei mele, Florentina. M-ai întrebat de o amintire, altă amintire de suflet și uite, o împărtășesc așa cu telespectatorii tăi. Ce eram bine, mulțumesc. La maternitate, în una dintre edițiile festivalului și de la geamul maternității se auzeau acordurile recitalurilor care erau în Piața Sfatului și eram cu inima alături de colegii mei și m-am bucurat din suflet că, uite, pot chiar și așa să fiu alături de ei. Erau doar câțiva, să zicem, sute de metri care mă despărțeam. Venise juniorul, da. Deci este singura ediție la care am lipsit motivat, spun da, eu. Da, am înțeles. Iată ce fotografie am ales. Da, minunată. Mulțumesc. Așa, mulțumesc. Aici este întreaga familie. Domnul inginer. Da. Scuze. Dar cred că de atunci am rămas prieteni. Așa. Așa este. Și urmașii. Da. Oare cum vor fi cei doi când vor fi mari și vor spune mama? Îmi place să cred că a fost sufletul... în cercul nostru, acelor de la Libris, suntem oameni care, așa spunem noi, creștem oameni. Adică oameni adevărați, cu spirit, cu respect, cu dragoste de carte, cu dragoste de oameni și cred că vom reuși. Dacă, pentru că suntem consecvenți, suntem dedicați misiunii noastre de părinți și mai ales că avem și aceste premise minunate prin dragostea de carte și de lectură,
Eu zic că ne va reuși. Asta vom vedea peste an, dar cel puțin noi depunem acum toate eforturile și tot ceea ce vedeți, avem în minte copiii noștri care sunt inspirația noastră și ne gândim în primul rând la ei ca să creăm tot acest context de bine și de frumos în care să se dezvolte frumos și cu respect pentru valorile umane autentice. Am găsit o fotografie, imediat o veți vedea. Nici nu am mai cerut permisiunea să mă ierte invitata mea. Eu arăt după ce o vedeți dumneavoastră. Până la urmă sunt fotografii, se pot regăsi poate toți. Luca, imediat. Și Sofia. Flori, am rugămintea căldura. Stai să văd ce am făcut dacă îți trimit ceea ce... Da, sigur că da. Aceasta este la mulți ani, Luca. Mulțumim. La mulți ani, Luca. Hai mă, unde ești? Ce faci acolo? Da. Hai că facem. Facem. N-am făcut bine. Hai că facem imediat. Uite așa facem. Zicem că Luca, la mulți ani. Uite acum. Flori, te rog din toată inima mea să prezinți cuplul mamă-fiu, să vezi ce imagine. E Dumnezeu pe pământ. Ca o icoană. Ca o icoană. Iată, asta le-am arătat telespectatorilor. A? Da. Avea anul trecut. Un an. Nu, avea un an. Un an? A, pardon, nu știu. Acum facem și ce. Da, eu am văzut acolo altceva. Da. Păi o să-i cânt alături de invitații noștri, pentru că ai văzut, avem un foarte frumos spectacol de folk, vinerea, bine, și chiar un lucru inedit, nu l-am spus până acum, Mircea Rusu va lansa și o carte, Lumea din Inimă. Mircea Rusu Band? Da, Mircea Rusu Band. Band, de fapt, band, că am band, înțeles, band, band e. Dacă e localitatea exact, din care exact. Satul. O carte foarte sensibilă, m-a surprins. Este o carte, începe, să zicem, într-un stil epistolar, cu gânduri adresate colaboratorilor și prietenilor lui apropiați, de la Nicu Alifant, Isadi Ordean și foarte mulți oameni cunoscuți. Apoi gânduri și întâmplări desprinse din satul său, și poezii. Iată un... Mircea Rusu Band. Da, o carte surprinzătoare pe care o să vă invit să o lecturați, pentru că este foarte interesantă. De asemenea, o să vin alături de Nicu Alifantis, pe care l-am pomenit, Silvan Stâncel, Magda Pușcaș, Ducu Berții, băieții de la Țapinarii. O să avem trupa Vama cu Tudor Chirilă, căruia îi suntem recunoscători că a susținut campania Respect Yourself. Și mai schimb cărțile, da, între timp, să mai vadă foarte bine, foarte bine. Îmi pare rău că, dar era aproape imposibil să vin cu toate. Nu se putea, nu se putea, dar, dar dumneavoastră le veți vedea acolo și oferta este foarte generoasă. Mai lăsăm și surprize, să nu dezvăluim chiar... Da, în ceea ce privește surpriza pe care a produs-o sau o va produce Mircea Rusu Band, știți că e Band, m-am exprimat eu greșit la început, e localitatea, mă rog, cred că e comuna din care este, da, nu satul, așa se numește. Iată că deviez un pic de la subiect, dar poate face obiectul unui eseu, dacă nu al unui roman. Majoritatea dintre noi, când mergem spre seniorat, zice, o bătrână de 40 de ani s-a împiedicat în fața premierului și și-a frânt freza. Fericiților, ce exprimare! Dom'le, omul când începe să îmbătrânească, este un titlu de noblețe când ai spus bătrân, spui o reverență, sau dacă o merită sau nu. Ar trebui să ne înțelepțim, să devenim mai frumoși odată cu trecerea anilor. Unii dintre noi ne acrim, suntem absolut insuportabili. Papa, bani și cam atât. Și restul, du-te în mama cailor albi. Unii, așa e, că am dreptate, uitați-vă în jur, dom'le, li se umflă nasul. Așa face o nasul mare, pavilioanele urechilor se fac mari, burta mare și eu vreau, nu să-i dai. Deci e și această specie, dar când ai spus bătrân, este un titlu de noblețe, este istoria neamului nostru. Prin urmare, Mircea Rusu Band se duce și el undeva spre o vârstă frumoasă,
spre o etapă frumoasă, nu o vârstă, ce prostie am spus, o etapă frumoasă a vieții și s-a înțelepțit. Sunt acumulări, sunt experiențe, sunt, nu așa? Așa este. Odată cu trecerea anilor, ce frumos este. Dom'le, n-avem toți talent să scriem, dar să citim putem. Și să vedeți ce frumoși devenim. Și vorbă mare spun acum, ne înțelepțim. Da? Așa este, să știi că noi chiar vom lansa și o serie de audiobook-uri așa. Pe tema psihologice, să spunem, create de Niculina Gheorghiță, un reputat psihoterapeut, tocmai pentru această evoluție frumoasă a omului spre o maturitate senină și împlinită. Niculina Gheorghiță va veni și va lansa aceste trei audiobook-uri tocmai ca o alternativă a oamenilor care poate sunt preocupați să citească, dar pot asculta aceste audiobook-uri în mașină, știu eu, prin casă, când au și alte activități. Și iată că oferim alternative. Până la urmă suntem într-o lume în care totul se dezvoltă într-un ritm accelerat. Avem și aceste dispozitive electronice pe care le folosim tot pentru lectură sau ca accesorii de lectură. Și iată că oferim și alt gen de produse. Eu mă bucur că acest târg până la urmă are și, spunem, o componentă internațională. O să avem o dezbatere interesantă de romane polițiste, lung fantasy, orașe cât se poate de reale, moderată de Iulia Badea Gherite, care acum este consilier ICR Paris. Tu o știi că a lucrat foarte mulți ani în presă. Și de asemenea, actrița româno-canadiană Claudia Motea, așa cum spuneam, bine în ziua de joi, cu acest spectacol foarte frumos, în care, așa și cum ai remarcat și tu, se numește foarte inspirat România 100, Suflet Românesc. De-abia așteptăm, suntem cu mare emoție și dragoste pentru ea și pentru echipa cu care vine alături de ea, pentru că va fi un spectacol deosebit și de-abia așteptăm să ne bucurăm și noi alături de brașoveni de tot acest moment special creat pentru Festivalul de Carte și Muzică de la Brașov. Ce frumos! România 100! Am mai spus asta. O parte dintre noi zice, dom'le, România 100 de ani. Nu. Este foarte tânără, dar e străveche. O vom vedea ilustrată în câteva imagini puse la dispoziție de Ager Press prin mijlocirea domnului director al Muzeului Județean de Istorie, Nicolae Pepene. Care mereu este alături. Da, este întotdeauna un colaborator foarte drag nouă. Această expoziție de fotografie istorică, România Evoluție 100, o așteptăm cu mare interes. Va fi expusă în fața Muzeului Județean de Istorie din Piața Sfatului și vernisajul va fi tot în ziua de joi în cadrul festivalului. Iată, spunem noi, o paletă foarte largă de evenimente, unde fiecare, spun eu, că va găsi un resort, un imbold, o motivație să vină să petreacă timp cu noi în cadrul festivalului. Ai văzut că am avut o reacție, m-am stăpânit, nici nu știi ce îmi trece prin cap, nici eu nu știu ce vine. Nu vă mai duceți la mall! E părerea mea. Pute. A de toate. Și a nespălat. Și a tot felul de jeguri de mâncăruri. Și duceți copiii acolo. Nu e lumină ca lumea. Nu e lumină. Nu e aer. Nu e... Festivalul de Muzică și Carte, ediția a 7. Zice așa, o casă fără cărți este ca un corp din care a zburat sufletul. Asta a spus-o Cicero acum 1.000.000 de ani. Cicero, ați înțeles? O carte fără cărți, am întâlnit, știi, cu certitudine mult mai bine decât mine. Am cunoștințe, că mi-e rușine să spun prieteni. Îmi scos cărțile din casă. Păi ce să depună praful acolo pe ele? Păi de ce să depune praful? No, o citesc și o dau mai departe. Citești pe dracu să te ia, nu citești nimic, ai ajuns un dobitoc. Vă rog să mă iertați, nu dumneavoastră, unii așa, pe care știu eu, dar îi trec sub tăcere.
Prin urmare, domne, n-ai cărți în casă și în suflet și în minte și acumulări degeaba. Ești ca un trup gol care poți să trăiești un milion de ani, că tot degeaba nu se alege nimic. Am reacții, recunosc. Când știu că se duc în mall și în detrimentul. Du-te, bă, în centru vechi. Du-te și arată-i muzeul primei școli românești pentru care eu militez de atâția ani. Da. Nu se poate. La sfârșitul lunii februarie fuseseră 10 vizitatori. Nu ne este rușine. Duc copilul și arată-i. Am ocazia să îl asculte de pe profesorul Vasile Oltean, care este fabulos. O academie. Exact. O academie. Fabulos este. L-ascultăm cu ochii măriți și gura căscate. Este fascinant să stai să-l asculți cum povestește și de aceea ne-a făcut bucuria și onoarea să vină și dânsul în cadrul târgului. De asemenea, mai avem o carte importantă care acum iese proaspătă din tipar, Ardealul Pământ Românesc, o reeditare de jurnalistul Milton Reher. Spunem eu că e o carte importantă și n-ar trebui să lipsească din bibliotecile cititorilor noștri. Avem și un album inedit, Regina Maria Flor de Portocal, o colecție foarte frumoasă de gânduri ale Reginei Maria, ilustrate atât de ilustratoare, dar și prin fotografii puse de la dispoziție de colaboratorii noștri de la Arhivele Naționale, cărora le mulțumim și iată două cărți inedite care vor fi lansate în cadrul festivalului chiar la debut. Câte noutăți ați aflat? Regina Maria, eu nu sunt monarhistă. Poate că nu am educația necesară. E posibil. Dar pentru Regina Maria, să spun că am un cult, ar fi prea mult pentru mine, am o prețuire specială. Câte nevoie am avea de un astfel de spirit, că nici nu îndrăznesc să spun lider, regina. Da? În aceste vremuri, care a iubit România, a iubit România, a iubit costumul național, a iubit oastea română, ne-a iubit pe noi, ne-a prețuit, ne-a unit. Ha, ce ziceți de asta? România 100. Pardon, nu, nu-mi place gestul ăsta, e prostesc. Am fugit la Balcic acum, nici nu știi ce te așteaptă lângă mine, că unde mă duc și ce-mi vine. E fascinant, așa, mergeți la Balcic, mai lăsați prostiile, vă tot duceți pe la, ce știu, Antalya. Și am fost la All Inclusive și am măpat până am crăpat. Du-te mă să vezi ceva, să simți, uite așa, toată ființa ta. Să mă ierți, Flori, dacă am lovit la valiera. Să ne mai ducem și prin țara noastră, să ne cunoaștem istoria și să o apărăm. Da? Trebuie să o apărăm cu demnitate, cu onoare. Dacă cineva te ceartă sau îți vorbește urât sau te jignește, fii cu contraargumente la modul foarte civilizat. Dar dacă tu te duci numai la All Inclusive, îmi cer iertare. Am greșit. Le oferim noi All Inclusive de cultură. De cultură. 4 zile, All Inclusive, All Inclusive cultură. Asta dorim să da, le oferim. Da, eu am credință. Pentru că avem cărți de poezie, beletristic, pentru tineri, noile genuri, fantasy, thrillere, polisier. Spunem eu, cărțile de copii. Cred că nu există gen pe care să nu îl regăsească vreun iubitor de carte sau vreun iubitor de muzică. Da, acum mai fac unele sublinieri pentru care vă rog să mă iertați, dar să știți că ceea ce spun așa este. Concluzia este, îmi vei confirma, pentru că ești voce autorizată, nu ca mine, concluzia mea este că oamenii se întorc la carte totuși. Așa este. Așa este? Chiar am susținut, pentru că de multe ori când suntem invitate în cadrul emisiunilor sau să dăm interviuri, ni se spun niște cifre, evident, îngrijorătoare la nivel de România și noi susținem că lucrurile nu stau așa. Cine știe cifrele? Dezvoltarea Libris demonstrează că lucrurile nu stau așa, că românii citesc, că românii cumpără carte și pe noi nu poate decât să ne bucure această dezvoltare și această reîntoarcere către carte. Au existat voci care au spus că cartea în format fizic va dispărea. Noi susținem că niciodată nu se va întâmpla acest lucru.
O dovadă că una dintre cele mai inedite propuneri pe care am primit-o și care ți-ar fi plăcut și ție a fost de la un client al nostru, care ne-a dat mână liberă să alcătuim o bibliotecă întreagă. Pentru noi a fost o mare bucurie să punem toate preferințele noastre și cărțile de căpătăi pe care noi am apreciat că ar trebui să le aibă domnul respectiv în bibliotecă. Bineînțeles că a fost extraordinar de mulțumit de ce a ieșit ca rezultat al muncii de echipă. Nu credem că, dimpotrivă, credem că publicul se reapropie de bucuria lecturii, de informațiile pe care le pot obține, de această lume fascinantă pe care ți-o oferă o carte. Este un univers magic, univers care te îndeamnă să gândești, să aprofundezi niște lucruri, să-ți dezvolți limbajul, pentru că spuneai de acele dispute și noi spunem, bun, certați-vă, dar certați-vă corect, folosind limba română într-un mod corect. Și civilizat, cu respect. Da, opinia mea ar fi aceasta. E posibil să nu am dreptate, dar totuși eu respect principiile. Puțin cu principii. Iată, tot la asta am ajuns. Da, tot la viața la 40 de ani. Tot la viața la 40 de ani, da. Mărturisesc, mi-a dus o veste foarte bună. Eu reclamam faptul că mulți și-au scos cărțile din casă reclamând faptul că nu am mai nevoie de cărți, depozit de praf. Și iată ce ne spune Dan Angelescu. Un domn a comandat o bibliotecă și le-a dat mână liberă să o compună din ce credeau că ar fi mai important. Asta, pe de o parte, înseamnă că le-a acordat încredere maximă, nu numai încredere, ci s-a simțit onorat ca echipa Libris. Ce zici? 3 minute? Bine, cum vrei tu. Da. Prin urmare, puneți mâna pe cărți, oameni buni, le mai aruncați. Știți foarte bine că ați văzut în mediul online la containere cărți fără număr. Reveniți-vă, oameni buni, că a fost vremea mobilă, neoset, și-au aruncat toți proștii de pe planeta Pământ din România, nu toată lumea, nici toți proștii, m-ați înțeles bine, și-au aruncat mobilă ca lumea pentru mobilă neoset, adică de asta de rumeguș, oameni buni, m-ați înțeles? Așa și cu cărțile, să ne revenim. Da, păi ce să mai zicem, nu mai zicem, că nu mai avem timp, logodnica neagră. Cum să nu-ți vine să citești, să taci, să fugi din lumea asta dementă? Era o expresie cândva pe care o folosea. Doamne, ce-mi vine să fug din... Pardon, îmi vine să fug în lume, nu? Acum îți vine să fugi din lume. Uneori, dar lumea suntem noi, nu-i așa? Prin urmare, sunteți invitații Libris. Sprijinul este al municipalității și truda și sudoarea nobilă este a echipei Libris. Intervalul 12-15 iulie, Piața Asfatului, și dacă plouă ne întâlnim acolo. Bem o cafea cu apă de ploaie. Ce poezie! Voilà, poți să scrii un poem. Da? Să-ți imaginezi, să te bucuri și... Da, ultimul minut ți-l acord. Să le spui telespectatorilor ce dorești. Eu vreau să invit în Piața Sfatului în perioada 12-15 iulie la un adevărat regal de carte, muzică, artă, fotografie, suflet, simțire românească, tradiții, folclor autentic, tot ce vă doriți dumneavoastră. Suntem pregătiți cu o serie de evenimente, lansări de carte și muzică, recitaluri de carte și muzică și de poezie, spectacole extraordinare dedicate centenarului Marii Uniri. Vă așteptăm cu inima deschisă, cu sufletul deschis și suntem convinși că veți bucura în aceste 4 zile de tot ceea ce echipa Libris a pregătit pentru dumneavoastră. Îți mulțumim, Felicia, ca întotdeauna minunată, un promotor adevărat și autentic al culturii, al cărților, al... Ce să mai spun? Am numai cuvinte elogioase despre tine. Mulțumesc. Nu le merit, dar mărturisesc. Le primesc cu plăcere. Mulțumesc din toată inima. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru ceea ce faceți. Vă doresc sănătate, viață lungă și frumoasă. Nenumărate ediții pentru noi, în fond și la urma urmei,
Și să ne revedem cu bine și la ediția următoare, dar până atunci ne revedem în Piața Sfatului. Vă rog să îmi iertați gestul acesta cu degetul, pentru că sunt câțiva care fac pe cele posturi naționale chestia asta și deplorabil. Cine ești tu, mă, să faci așa? Ei, nimeni, ca și mine de altfel. Mulțumesc din toată inima. Mulțumesc. Și salut toată echipa cu dragoste, mai ales cu totală prețuire. Oameni buni, atât pentru astăzi. Mergem la Festivalul Spiritelor Înalte, adică Festivalul de Muzică și Carte, ediția 7-a. Abia, vedeți dumneavoastră, ne vom întâlni și peste 50-100 de ediții. Nu credeți? Voi fi acolo. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!